În săptămâna patimilor, doi tineri din Săveni, de 17 respectiv 22 de ani, și-au primit pedeapsa după ce au comis mai multe furturi. În cursul zilei de marți, cei doi s-au trezit cu polițiștii la ușă și nu au mai avut scăpare. Tânărul de 22 de ani a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare, iar în cazul tânărului de 17 ani s-a dispus măsura internării într-un centru educativ pentru o perioadă de 1 an și 6 luni pentru comiterea a 6 infracțiuni de furt. În cursul zilei de ieri, colegii mei au pus în executare 2 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea emise de instanța de judecată pe numele a doi bărbați. Persoanele respective au fost reținute și escortate la penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării. Băiatul de 17 ani va fi dus la centrul educativ Târgu Ocna.